Eu niciodată nu am preferat să mă implic în politica lor sau în treburile lor interne. Dar trebuie astăzi să vă spun că ceea ce s-a întâmplat în România este lucru care s-a întâmplat, un lucru care sigur se va întâmpla și la noi. Doar cu o mică întârziere. Deoarece au fost distruse prin alegerile prezidențiale ieri în București, în România, au fost distruse toate stereotipurile, toate manualele de politologie, toate ONG-urile de alte Watch Dog, Watch No, Watch Yes și așa mai departe. Deci oamenii au demonstrat că nu mai au încredere în presa națională, oamenii au încredere în surse alternative. Deci despre TikTok în ultimele 24 de ore s-au vorbit mai mult decât despre economia țării. Acum eu vorbesc de politicienii moldoveni. Decât problemele noastre sociale interne. Toți vorbește despre China, despre Rusia, despre TikTok. Deci se spune orice doar ca să cineva vrea să-i placă cuiva la București. Cineva vrea din politicienii moldoveni să-i placă celor din SUA. Cineva încearcă să-i placă celor din Moscova. Dar, încă o dată, este o demonstrare clară că așa cum le-a băgat la oameni în minte, există doar două partide în țara asta și restul niște partidoți. Anume așa era considerat PNL-ul și PSD-ul în România. După alegerile de ieri, eu cred că cei mai mari panică astăzi o au cei de la PAS în frunte cu Maia Sandu, dar o au și socialiști. Deoarece, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat ieri în România, deci cel mai mare reproș a electoratului PNL și PSD, știți care era? Faptul că ăștia doi au făcut coaliție. De ce au făcut în România este un cuvânt foarte popular, blat. El este folosit și în limba rusă. Deci exista, când a apărut un blat oficial între PNL și PSD, acest blat, această nuntă politică a dezamăgit pe foarte mulți votanți și PSD și PNL. Fix așa cum la noi în țară, dacă cred cei din PAS, din PSRM, că coaliția lor în 7 raioane, primul pas prin nota mare, nu a fost observat de cetățeni, cumva să le treacă lor pentru alegerile parlamentare care le avem noi la anul, explicația, nu, că a fost doar o situație, au fost majorități situative. Sau coaliția oribilă care există în municipiul Bălți, între PAS și PSRM, da? Care pune în genunchi Bălți. Ei nu-și dau seama că blaturile lor o să termine fix așa cum blatul care s-a terminat ieri în România. Că astăzi, dar trebuie să recunoaștem ce se diferă politica în statul român de politica din Republica Moldova. După acest eșec, ce s-a întâmplat, domnul? S-a întâmplat că liderii PSD și PNL și-au dat demisia. La noi în țară ce se întâmplă? Tot timpul găsesc un milion de explicații că era o variantă bună. La noi a demisionat guvernul Gavriliță. Tot cei din PAS de dimineață până seara spune că ăștia au fost cei mai buni. Gavriliță era una din cele mai bune. Emu ca să închidă la oameni gura și le ungă ochii înainte de scandalul care ne așteaptă cu gazul, discutăm mai târziu. Azi l-a scos pe spânul, dar în paralel Iașca Țăganu, Radu Măreanu, ăștia tăți și spun dimineața până seara, Andrei era unul din cei mai efectivi manageri în istoria Republicii Moldova. Deci, în România eșecurile se recunosc. Există politic prin faptul că au demisionat șefii la două partide care astăzi pentru prima dată nu au ajuns în turul 2. În special PSD-ul, da? Că domnul Ciolacu, pe lângă faptul că este președintele PSD, mai este prim-ministru al României. Și vă dați seama, ei asta o fac cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, când data din 1 decembrie, duminica viitoare, în România sunt alegerile parlamentare. Deci ei nu ies să spun că, băi, că acum nu-i bine să mă retrag,
nu arăt că slar și așa mai departe, oamenii și-au asumat. În Republica Moldova pe noi ne-au obișnuit în 30 ceva de ani de independență, cu orice caseac trebuiește la oameni cumva vândut ca o victorie. Dar dacă nu ca o victorie, sigur nu ca un eșec. Înțelegeți? Deci oamenii în România, cum am spus, demonstrarea clară, aici mai este un mesaj pentru presa liberă, în ghilimele, din Republica Moldova. Deoarece românii ieri au demonstrat că ei nu mai cred în presa națională. Ei nu mai cred în presa națională și de asta cei care astăzi în Republica Moldova se consideră presa liberă și ei cred că astăzi ei au văzut că lucrurile nu merg bine. La noi modificările se vin cu întârziere. De asta la noi alegerile parlamentare care le vom avea la anul, domnul Gonța, eu vă asigur că ca cold shower, că o să fie numai puțin discutate decât alegerile care au avut ieri loc în România, decât încă erau prezidențiale.